500 de oameni au asistat în weekend la prezentarea candidaților PSD pentru primăria Năvodari. Printre cei care au luat cuvântul s-au aflat edilul orașului Nicolae Matei și viceprimarul Florin Chelaru. Alături de ei au urcat pe scenă socialdemocrații propuși pe lista consilierilor locali pentru scrutinul din vară, iar mesajul lor nu a rămas fără ecou în rândul participanților. Am avut o ședință foarte rodnică. A fost o acțiune reușită. Domnul primar și-a prezentat echipa. Actualul edil Nicolae Matei candidează la alegerile din vară din partea Partidului Social Democrat pentru un nou mandat de primar al orașului Năvodari.